Hollywood Reporter relatează că James Cameron s-a înțeles deja cu cei doi actori principali, Sam Worthington și Zoe Saldana, pentru cele două filme ce vor fi lansate în decembrie 2016, respectiv un an mai târziu. În noua serie ar urma să fie cooptat și Stephen Lang, actorul care l-a interpretat pe comandantul militar din Avatar. Dincolo de distribuție, noul Avatar 2 va aduce o inovație spectaculoasă în cinematografe. Va fi filmat cu 60 de frame-uri pe secundă. În prezent, filmele sunt redate la 24 de frame-uri. Potrivit specialiștilor, cu cât rata este mai mare, cu atât imaginile sunt mai clare, mai reale. Avatar 2 se va concentra pe viața subacvatică a luxuriantei planete Pandora și va contura portretul civilizației Navy. De altfel, în al doilea film, în loc de pădurea tropicală, Avatar o să se concentreze doar pe lumea subacvatică, a explicat James Cameron. Chinezii de la Lenovo au lansat un nou telefon cu care speră să concureze cu succes noul iPhone 6, ce va fi lansat în septembrie. Modelul Lenovo Vibe Z2 Pro are un ecran de 6 inci cu rezoluție QHD. Sub carcasă, telefonul prezintă un procesor de 2,5 GHz quad-core alături de 3 GB de RAM. Gadgetul are o cameră de 16 megapixeli și o baterie uriașă de 4000 mAh, ce îi va asigura cu siguranță o autonomie de aproape 2 zile. Telefonul vine și cu o suită de programe de editare și control de imagine, despre care specialiștii spun că seamănă ca două picături de apă cu Nokia Camera de pe Windows Phone. Telefonul va fi disponibil în titanium, black și gold, începând de luna viitoare, mai întâi în China, iar apoi probabil și în piețele internaționale. Prețul telefonului nu a fost anunțat. Timex a lansat în colaborare cu Qualcomm un ceas inteligent care promite o experiență optimizată atât în materie de aplicații și date, cât mai ales în privința autonomiei de până la 3 zile. Construit din materiale solide rezistente la șocuri și apă, ceasul Timex Ironman One GPS Plus are un display de 1,5 inch produs de Mirasol. Sub carcasă, Ironman vine cu un mecanism digital cu un procesor low power și un modul 3G furnizat de Qualcomm care îi permite să se conecteze la rețelele de telefonie și date și să-și extragă informațiile de pe internet. Utilizatorii vor avea acces la e-mail, rețele sociale și alte aplicații care le vor permite să fie tot timpul la curent cu informațiile solicitate, fără să mai fie nevoie să conecteze ceasul la smartphone. În plus, ceasul monitorizează toate funcțiile de fitness, de la drumul parcurs la viteză și caloriile consumate, iar toate datele sunt uploadate pe o pagină de internet dedicată. Rovio a lansat primele imagini cu noul joc Angry Birds Stella, ce va fi lansat în luna septembrie. Jocul va fi disponibil gratuit pentru Android, iOS și Windows Phone. Rovio afirmă că jocul va aduce pasionaților o poveste distractivă despre prietenie și curaj. Vedeta este, bineînțeles, Stella, însă îi veți putea vedea și pe Gale, Dahlia, Poppy, Willow și Luca. După Angry Birds, Star Wars, joc care a avut drept target jucătorii de sex masculin, pare că noul joc Angry Birds Stella este dedicat doamnelor și domnișoarelor. Gadgetreport.ro scria recent că Angry Birds a devenit oficial cel mai de succes joc din istorie, după ce a adunat peste 500 de milioane de descărcări. Jocul a intrat în cartea recordurilor.